Iată-ne că începem o altă etapă. Să continui. Bun venit sănătoși la Casa cu Frasin. Iată-ne că începem o altă etapă a vieții la țară sau construcția vieții la țară. După cum știți, anul trecut, undeva în primăvară, se împlinesc cred că un an și jumătate de atunci. Am adus această cherestea în curte, pe care am pus-o la uscat. Cherestea cu care voi ridica acele camere, să le spun așa, acele încăperi, adică baia, bucătăria și camera tehnică, cele cărora anul trecut, pe vremea asta, le-am făcut fundația. Și partea de prispă, partea din față de prispă și extinderea prispei cu înlocuirea totală a tot ce înseamnă partea de deasupra cosorabei, adică mai exact acoperișul și grinzile celor două camere. Aici este lemnul, asta astăzi este o etapă mai ușoară, o etapă experimentală pentru mine, pentru că nu am mai făcut lucrul ăsta până acum și încerc să îmi fac auto-învățare, să-i spunem așa, și să vedem ce-mi iese, că nu am mai făcut lucrul ăsta până acum, nu știu dacă mă voi descurca. Eu m-am gândit la niște variante, cum să fac, acum să văd cum va ieși. Primul, vă dați seama, voi face ca și un experiment, voi fi curios și eu de ceea ce iese și ulterior voi face cei 8 stâlpi cu modelul acela tradițional. Va trebui să scot ce am pregătit pentru stâlpi. Sunt stâlpi de 12 pe 12 cm și la o lungime de 5 metri, sunt undeva în partea de sus. Special i-am lăsat primii, pentru că știam ordinea la care voi umbla în stivă. Și de aici vedem cum mă descurc. Prima oară în viață, cum ar veni. Lemnul este uscat, a ajuns undeva la 16-18% umiditate, ceea ce este foarte bine. L-am mai verificat și să mă apuc de pus în opera. Pe aici prin sat lumea s-a apucat de cosit. Ne apropiem de iarnă și prin urmare majoritatea își fac provizii pentru animale de fân. Deci astăzi suntem cu ceva boreală, dar nu este atât de deranjant. Aș fi preferat o coasă electrică, ca să nu zic coasă de mână, însă așa este. Vremurile se schimbă și apar utilaje noi, apar scule care, din păcate, nu mai sunt prietenoase cu liniștea. Thank you.
s-a uscat lemnul. De drept, mă refer. Are o insensibilizabilă torsiune, da, pe o lungime de 5 metri. Eu consider că e infim. Aceștia îi vei face la 2 metri jumate. Îi voi tăia pe jumătate și voi lăsa 2 metri jumate. O să am nevoie de 2 metri 30, undeva pe acolo. Dar vedem cum se așează acolo și pe nivel îi voi tăia, nu îi voi tăia de jos, cum ar veni la înălțimea de care am nevoie. Așa că mai bine îi las lungi și îi tăi atunci când cu siguranță știu care este lungimea corectă. Poate să fie 2,32 m, 36, 38, 2,18 m. Să-mi pregătesc sculele. Începem cu acest eu reglabil cu diferite grade. Echier simplu. Echier pe lungime de jumătate de metru. O riglă de până la 50. Cel mai important este echierul de tâmplărie. Este cel original. Mai important decât el, ruletă. Și cel mai important dintre toate este creion. Și bineînțeles un creion bine ascuțit. Din vechile experiențe vis-a-vis de rindeluit, am învățat un lucru. Să suspend cablurile, alimentarea, în partea de sus. Ce o idee. Pentru cei care mă urmăriți pentru prima dată, să știți că la mine și la noi lucrările sunt continue, adică nu facem doar un singur vlog, un singur videoclip în care vă arătăm toate lucrurile care le facem. Sunt vloguri care continuă lucrările anterioare, așa că pentru cei noi care ne urmăriți acum la acest videoclip, trebuie să reluați videoclipurile vechi, să vedeți de când am început noi să facem această activitate și etapele prin care am trecut până am ajuns aici. De la practic zero, de la o casă părăsită, adică nelocuită și părăsită din punct de vedere al situației și întreținerii ei. Deci vă recomand să luați toate clipurile de la căsuță. We'll be right back.
Și acesta este rezultatul după rindeluire, șlefuire, luat un pic nodurile la perie, la banda abrazivă de la polizor. Deci nu vreau să iasă nici cum îi spune, foarte prelucrat, foarte fin, că la urma urmei tocmai asta este importanța și subiectul, să aibă și tenta aceea de tradițional, de stâlp autentic. Nu prelucra foarte mult, dar e șlefuit aproape la fin, cel mai la 120, cu șmingher de 120, cel mai fin pe care l-am aplicat. Pot să folosesc și mai fin, dar nu vreau să iasă chiar atât de șlefuit. Cum spuneam, e prima oară când folosesc freza. Este cumpărată de, cred că mai bine de un an. De-aia mai am un pic și pierd și garanția. Noroc că am programul acela de 3 ani. Și acum și pentru mine este o noutate să lucrez cu varianta asta. Am aici 3 tipuri de freze, de 3 seturi, din care am la un set am 6 modele. Aici sunt mai multe, 20 cred, și aici e cel care o să mă ajute foarte mult la ceea ce vreau să fac, adică aceste caneluri. Da. Vedem atunci ce și cum. Acum vreau să testez să fac muchile. După ce fac muchile, va trebui să fac modelele, dau jumătatea și cred că la urmă o voi tăia în două părți. Să văd cum merge. Dacă nu, o să pun ambele bucăți în paralel și le voi lucra exact în paralel. Zona unde pune cel mai des mâna pe stâlpi. Adică am luat colțurile. Așa arată la capete. Aici este partea de sus. Și de aici va încep modelele, până undeva la 50. Adică mâncăm cu șnițele. Acum vedeți, sunt singur pe aici, așa că mă gospodăresc singur. Este pe
De fapt, sunt pe terminate cei doi stâlpi. Cam greu ți-au mers cu ei, fiindcă așa e când îi faci pe primii. Aici rămâne de tăiat. Depinde ce surplus o să aibă. Asta este partea de jos. Partea cu gărduțul, zona de mână, de stâlp, fără colțurile astea la 90 și ornamentele din partea de sus. N-am apucat să vă filmez tot procesul. Cel de-al doilea parte asta. Și mai sunt încă 6 de făcut, adică încă 3 bări. Încă 3 bucăți. Se pare simpli, adică nu foarte alambicați cu modele de sfoară. Mă mai gândeam să le fac undeva pe partea din față, să vedem unde, după ce îi montez aici, în zona asta va veni o floare, dar doar în partea din față, dinspre exteriorul casei. Așa va trebui să-l fac și pe aceasta. Doar că pe asta îl voi tăia la jumate. De fapt, pe toate le voi rindândui, pregăti, le așez și pe urmă le marchez pe toate și le opresc pe toate pe aceeași freză. Și schimb freza doar când schimb și modelul pe care îl fac. Obositor ăsta. Așa că am terminat stâlpii de rindeluit și ceilalți 6. Am terminat undeva pe la 8:30-9 la seară. Am mâncat și m-am băgat la somn undeva pe la ora 11, dar m-am trezit pe la 2 cu dureri de stomac și cu stare de rău de la stomac, care m-a ținut până spre dimineață, când cred că faptul că am vomat mi-a făcut un pic mai bine, adică mi-am revenit un pic mai bine, dar totodată n-am avut o stare foarte bună să mă apuc de treabă, așa că am fost să-mi iau ceva de la farmacie
și am mai stat întins. Da, încă mai am o stare așa de moleșeală. Da, trebuie să mă pun pe picioare și să continui ca să termin măcar weekendul ăsta stâlpii, ornamentele stâlpilor. Între timp a venit și tataie și m-a rugat să îi fac o coadă de topor, să o iau un pic la rindea, fiindcă este prea groasă coada pentru locașul toporului și... Și de când deții scule mai ajuns pe unul, pe celălalt și cu drag pe tataie chiar îl ajut. E bine, ăștia sunt stâlpii. I-am terminat, cum vă spuneam, seara de rindeluit și mai rămâne doar de șlefuit. Mai sunt unele părți care au sărit, cum e aici. Aici trebuie să refac cu niște pastă și rășină de lemn. Și am trasat pe unde vor veni canturile. Ale este exemplu cel care l-am făcut ieri. Și acum o să mă pot să le fac și pe celelalte. Ideea este că sper și cred că merge mult mai repede în varianta asta, pentru că voi lua fiecare stâlp în parte la fiecare freză, fiecare model de freză, și atunci nu mai va trebui să tot schimb frezele la fiecare model. Am mai zis și ieri, vă mai spun și acum, nu este un model complicat, nici nu vreau să fie unul prea elaborat. Mă interesează să aibă un model, să aibă o față. O să vedem ce rezolv cu tataie la topor. Ce vedeți aici, asta e linia de capăt pentru modelul de margine și de aceste fâșii. Și de aici, din 2,5 în 2,5, voi pune echierul. Echierul de tâmplărie, adică acesta. Dacă vă apucați de așa ceva, vi-l recomand. Vă înjumătățește munca. Și îl pun aici. Îl prind cu asta și merg drept cu freza ca să iasă cele trei modele. După care a patra deasupra și cea din mijloc cu schimb freza și pun cea ascuțită. Vă mai arăt pe parcurs unele etape. Da, îmi pare rău că sunt în starea asta. Nu prea sunt în apele mele, așa că o să fac treburile astăzi așa un pic mai cu frâna de mână trasă. Asta se întâmplă chiar dacă sunt presat de timp. N-am ce să fac cu partea de sănătate. Nu poți să faci nimic dacă nu te simți bine și nu te simți în stare.
Așa, cum o picem și eu. Nu sunt un toporar. Da? Și de cuit, să nu avem probleme aici la mână. Eventual, va trebui să-i facă aici cu o poză de bonfire și să-i bage o pană. Asta rezolvă. Mă apuc de stâlpi. Fac modelul 50 din pătrat. Asta este gata. Mai trebuie doar luat un pic la șminger și corectat pe unde am mai rupt. Rău mie.
cum așa arăt după 8 stâlpi de modelat, mai am de făcut doar o mică șlefuire cu pânză de 80 și 120 pe acolo pe unde am mai rămas mustăți și în rest ăștia sunt. Îmi plac, sper să vă placă și vouă. Aflu lucrul ăsta cu un like, așa, pentru activitatea asta de 2 zile. Cred că ajungeam să fac și mai multe, însă nu știu ce, probabil de la căldură, probabil că am băut ceva apă mai rece pe ziua de ieri, probabil am ceva nu a fost în regulă cu mâncarea de seară. Dar totodată, cu siguranță știu că durerea de spate, pentru că am stat aplecat la rindeluit și la șlefuit, mă doare spate. Așa aviz celor care aveți de gând să vă faceți singuri o lucrare de genul ăsta. Vedem, acum trebuie să mă apuc să șlefuiesc, să strâng, să mătur lucruri de întreținere. Sper că v-am inspirat și în acest episod cu ceea ce fac eu pe aici, pe la căsuță. Aștept părerile voastre și, bineînțeles, like-urile, că de asta mai facem noi așa clipuri, deși suntem mai paralel cu a face constant, dar acolo este bine, ne încurajați. De-abia mă mișc astăzi, am cum am spus, am o stare foarte nasoală. Vreau să-mi strâng lucrurile pe aici și să o iau spre Casa de București. Din păcate. Să ne revedem sănătoși și până data viitoare și aveți grijă de voi. Vă salutăm!